Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Să înceapă raliu. Aceasta este emisiunea de astăzi. Dezbatem Cotnar Rally Iași Centenar împreună cu domnul Claudiu Butucel, organizator al acestui eveniment. Bună ziua, domnul Butucel, bine ați venit în platourile noastre. Să înceapă raliul, nu? Bună ziua, bine v-am găsit. Pe ultima 100 de metri. Da, deja am venit la dumneavoastră direct din teren. Pregătim ultima inspecție a ceea ce așa detalii la nivel de moft ca să ieșim al cincilea an consecutiv pe locul întâi la organizare. Pe locul să facem cel mai frumos raliu din România. Oricum Iași este recunoscut ca fiind cel mai bun loc de organizare al acestor raliuri. Spuneți-ne un lucru, ceva surprize pe ultima 100 de metri în ceea ce privește înscrierea concurenților? Da, o surpriză plăcută. Avem record absolut de prezență de echipaje înscrise la macadam. Deci nu mă refer la macadam, repet, da, nu da, asfalt. Da, da, da. Da, este record, cred că nu s-a mai înscris, nu am mai fost atâtea mașini niciodată la un raliu de macadam, nu în Iași, nici în România. Toată România. Câte mașini, câte echipaje sunt înscrise la macadam? Până acum avem 78 de echipaje plus 3 four-lighteri, 81 de mașini vor vedea. Ia spuneți-mi, data trecută când ați fost la noi în platou, a spus de un australian care a zis: domnule, neapărat trebuie să vin la acest circuit, vine, va fi prezent? S-a înscris, a plătit să prezint, a închiriat mașină din Ungaria, știm și cu ce mașină vine. Cu ce mașină va concura? Cu un Citroen. Înseamnă că este... R2, da. Da, este unul dintre concurenții de foc. Dacă vine din Australia ca să participe la un concurs, un raliu, și vine numai, tocmai în Iași, înseamnă că omul a aflat despre ce înseamnă Cotnar Rally Iași. Ce am vorbit noi pe internet, a zis că a văzut undeva, tot așa, internetul nu are niciun secret, și a citit și a auzit că e cel mai frumos raliu, cel mai bine organizat raliu din România și cele mai frumoase probe. Bun, el vine acum, bine, fără doar și poate, nu pentru câștigarea titlului de campion, pentru că e prea târziu. Trebuie să le spunem telespectatorilor că înainte de emisiune am stat puțin de vorbă și a spus un lucru foarte interesant. Raliul Iașului va da? Va da campionul anul ăsta, cu siguranță. Campionul anul ăsta? Da. Care ar fi șansele, nu care ar fi șansele, care sunt concurenții cu reale șanse? Nu putem spune că numai un concurent, un echipaj are șanse reale, doar dacă diferența față de al doilea clasat este foarte mare și nu mai poate fi bătut. Dacă primul clasat termină raliul la Iași, este campion. Sigur. Sigur. Deci cine va câștiga raliul? Simone Tempestini, da. El va fi... Dacă el termină raliul la Iași... Avem, știm campionul României de aici, de la Iași. După care vor fi locurile 2-3, acolo va fi bătaia. Va fi o ceremonie specială pentru faptul la sfârșit că Iașul dă și campionul? Nu, e doar așa de... Mândrie. Bun, de mândrie, așa este. Bun, haideți spuneți-ne câteva din chestiile organizatorice, din surprizele care le-ați pregătit. Iarăși trebuie să le spunem telespectatorilor, am stat puțin de vorbă înainte și ne-a spus de acele panouri de la săritoarea... Nu? Da, a doua săritoare de pe Dobrobăț, săritoarea artificială care am făcut-o noi. Am pregătit o surpriză pentru piloți. Punem niște panouri ca să putem măsura săriturile. Din 5 în 5 metri punem niște panouri 5, 10, 15, 20 până la 30 de metri. Și pe primul panou, cel de la 5 metri, avem un pui plouat așa. 5 metri aproape că... Sărim cu bicicleta, da? Da, după așa. Și la 10 metri pe o găină mai așa, la 15 metri avem un cucoș, parcă la 20 de metri un vultur. După aia ne-am gândit noi la 25 de metri un avion de al lui Traian Vuia, adică și-a luat zborul deja. 25 de metri, da, e ceva. Și la 30 de metri l-am pus pe singurul român care a zburat. Dumitru Prunaru, care a zburat în spațiu. Adică deja, dacă sare 30 de metri, a plecat. Bun. Au fost cazuri în care echipajul au sărit 30 de metri? La săritoarea
în primul an când am făcut-o și a fost cam criminală, a sărit un pilot, da, 38 de metri. Și mașina la sfârșit cum? A sărit. Bun, deci, important e că a sărit 38 de metri înseamnă enorm, foarte, da. Foarte mult. Asta și spus, cred că a fost o săritoare criminală. Chiar și într-o mașină de raliu când ai căzut. Cam simți zâncinătura în toată coloana. Și ea nu are suspensia la o mașină de raliu, este foarte dură, rigidă. El când a căzut, mașina rămâne lipită de pământ, nu mai face cale noastre. Da. A preluat tot șocul. Bun, deci trebuie să le spunem telespectatorilor că aveți săritoarea 1, săritoarea 2, în ce zonă, pentru cei care sunt amatori și care vor să vadă astfel de salturi interesante. Săritorile pot fi văzute în ziua de sâmbătă, pe proba Dobrovăț. Una este la începutul probei, cu intrare dinspre satul Comuna Dobrovăț, și a doua este pe capătul probei, pe final, cu intrare din piciorul lupului Slobozia. Pot ajunge iubitorii cu mașina până acolo? Acolo vom avea locuri speciale pentru spectatori. O să avem ceva, niște operatori cu ceva de mâncare, cu sucuri, cu apă. Da, bine, e normal, pentru că vor sta destul de mult. Adică cei care vin, o să aibă posibilitatea să servească. Nu trebuie masa să-și aducă de acasă neapărat, de toate că este totul acolo. Bun, când începe raliul? Oficial. Raliul oficial începe normal cu proba de shakedown, dar să zicem ce o să întâmple pe raza municipiului Iași. Exact. Prezentarea echipajelor și startul festiv va fi joi, după amiază, începând cu ora joi 6 septembrie, începând cu ora 20. În fața primăriei, unde montăm rampă, fiecare echipaj, fiecare mașină se urcă pe rampă, sunt prezentați poza de cei cu poze, cu din alea. Va fi frumos. Cei care vor avea curajul să vină. Bun, poate este prezentarea echipajelor. Păi nu, trebuie să lase calculatorul, trebuie să lase telenovela, trebuie să lase și trebuie să vină să asiste. Trebuie să renunț la niște serioase. Dar iubitorii, eu sunt convins că iubitorii de raliuri nu cred că interesează aventuri de astea siropoase la televizor. Da. Vor veni ca să vadă, să-și vadă... Cei iubitori oricum veneau, eu am făcut un apel și la cei care sunt convins că n-au fost niciodată, poate. Sunt convins că și foarte mulți ieșini vor veni. De ce? Pentru că este un adevărat spectacol. Exact cum mergi la operă, așa mergi și la o astfel de acțiune. Este un spectacol în adevăratul sens al cuvântului. Bun, joi prezentarea echipajelor, a mașinilor, tot ce vreți. Vineri începe prima probă? Vineri, da, start raliu. Vom avea Cioca Boca și Mădrjac. Cei doritori care vor să vadă mașini de raliu cum zboară și cum merg cu viteze foarte mari pot veni la jumătatea probei pe Mădrjac. Acolo este acolo se pe platou, știe toată lumea, acolo mașina se vede în jur de 2 km. Plus deci că este o săritoare naturală unde care poți să proba se întretaie cu un drum județean și acolo s-a creat o săritoare naturală unde se sare și acolo. Asta după care va fi super speciala, începând cu ora 20. Prima mașină este la 19:57, deci la 8:03. Dar recomand să vină mai din timp, una să prindă loc, pentru că va fi aglomerație. Se pare normal. Așa, și doi, va fi fanfara militară, bânim, fiind raliu denumit centenar, va cânta imnul și va trece prin fața statuii independenței. Trebuie să le spunem telespectatorilor că anul acesta se numește Cornar Rally Iași Centenar. Centenarul care în alte ediții ale emisiunii, v-am spus eu, ar fi trebuit să înceapă de undeva de prin 2016, pentru că așa ar fi fost normal, și să se ducă până mai spre 2022, dar haideți să luăm 2018 ca centenar. Da. Bun, haideți să le spunem telespectatorilor despre ce străzi vor fi închise pentru în municipiul Iași, pentru cour. Da. Într-un minut aș vrea să spun și sâmbătă ce se întâmplă și exact, unde pot să meargă. Da. Va fi proba pe un, intrare pe sus pe la releu. Da. Nu fac dreapta spre releu, vor face stânga spre probă.
După care va asta fi sâmbătă, nu? Sâmbătă. Începând de la ce oră? Sâmbătă prima mașină la ora 10. Oh, la 10 dimineața înseamnă că de pe la ora 9... Da, pentru că noi terminăm foarte târziu ziua de vineri. Da, avem două probe lungi plus super speciala. După care vor merge, deci pe un Dobrobăț, da, încă o trecere pe Ciocaboca, ceea ce nu a mai fost până acum, fiind cea mai frumoasă probă și la cererea piloților am introdus-o de 3 ori. După care încă o dată o buclă pe un Dobrobăț. Repet, și vineri, ce am spus, Ciocaboca, Mădrjac, vor fi două treceri. Deci cine două nu treceri. Prinde prima aia așa, se poate duce după servici. Bun, acum spuneți da. Că sâmbătă de la ora 10 începe, nu? Cam care ar fi ora care preconizați că s-ar termina? Sunt multe echipaje, sunt... Acum depinde și de abandonurile care vor fi până atunci. În fiecare an au fost abandonuri, nu? Normal, dar e ceva... Altfel nu e raliu. Chiar dacă nu sare afară, cum spunem noi, da, da. Să rupe o cutie, să sparge o roată, să... Na, n-ai cum să continui da. Fără dar și poate. Da. Da. Acum, ce întrebare... Să continuăm întrebarea cu ce care... închidem... Exact, da. Sunt niște străzi care urmează să fie închise. Pentru a crea cel mai mare spectacol automobilistic din Iași, din oraș, eu știu, și chiar din zona Moldovei, da. Da, suntem nevoiți să închidem niște străzi pentru ca cetățenii care nu se pot deplasa pe probele speciale sus, să stea în pădure sau așa, să pot să veni vadă... să vadă mașinile la lucru. În, de asta se face și o super specială, o probă super specială în oraș. Ca să vină cât mai multă este, lume. Este și... cum este la Monaco, trebuie să le spunem, telespectatorilor care, da, de fapt cei care sunt cu raliurile, prin oraș, merge prin oraș, circulă mașina de formulă, circuit și la revedere. Avem în Iași. Da, avem și în Iași la fel, mai că în Monaco, acolo ei știu, da, bine, pleacă, da, e, oameni cu foarte mulți bani. Nu, acolo. Nu, nu, este într-adevăr, este reușită, oraș, pentru da. Că la urma urmei facem și noi ce fac vestii. Tot am luat noi tot din afară, vai de mine să fim ca ei, dar să luăm și asta. Să luăm și, și ceva bun și spectaculos. Și acum, să zicem așa, mă bucur că putem vorbi despre ce închidem pe Iași, să știe... Să știe toți ieșenii că da. Sunt acele... Exact, să nu creăm străzi care plăcer. Sunt fără circulație. Începând de mâine, de miercuri, 5 septembrie, nu parcă? Da. Așa. La ora 10 închidem circulația tramvailor pe relația Podul Roșu. Deci cei în fața palatului se închide, că acolo se organizează parcul service. Clar, deci da? nu mai vine spre Târgu Cucului, spre Podul Roș, ci vor fi deviate prin Tudor Vladimirescu. Da, cam fiecare an. Cam fiecare iar an, traseele da. De autobuz, de tramvai vor fi desărbite de autobuze. Exact, același traseu, deci nu da, se da, modifică da. Nimic. Miercuri, tot mâine, între orele 22 și 24, închidem râpa galbenă, da. Exact cum va fi închisă la proba specială. Pentru recunoaștere. Piloții trebuie să meargă să vadă. Normal. Exact, este normal. Dar sunt 2 ore seara, am zis că nu... Circulația este mai puțin intensă în acea exact. Perioadă. Și o să fie joi. Joi seara la ora 20. Se închide tunelul de la piața... Pasajul. Da. Se închide pentru că se scot separatorii de sens. Da, 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 da. Așa. Da. Și vineri dimineață, vineri este în 7. Vineri este în 7, 7 da. Da. Se închide toată zona de super specială, care înseamnă păcurariul de la MRS, strada gării de jos de pe, din intersecția cu arcul. Da. Deci de la linia de tramvai. Independenței se închide de la statuie, de la drumul care merge spre spitalul Spiridon, da? De acolo închidem și va fi închisă, bineînțeles, breteaua de coborâre de sus din piața Eminescu înspre balconul de la Râpa Galben. Deci toată zona va fi închisă de vineri dimineață de la ora 10. Am lăsat să treacă dopul de da, bun, e dimineața când este cea mai mare aglomerație, până pe la ora 8 și jumătate, exact. 9, cam așa. E... De asta ne-am gândit să închidem la 10 și va fi închisă râpa până a doua zi
Deci până sâmbătă va fi... Până sâmbătă dimineața la ora 6. Bun, da. Trebuie să le spunem telespectatorilor, într-un an sau când am făcut spectacol acolo, am închis în față la în piața Eminescu, am închis și Bulevardul Carol. Anul acesta se poate circula fără nicio problemă. Fără nicio problemă. Deci din Copou coboară, se duc spre Tarom. Bun, nu, ca să le spunem telespectatorilor, cei care folosiți mașina, puteți să vă faceți acele circuite adiacente, deci nu o să mai mergeți pe unde sunteți obișnuiți zi de zi, dar puteți să ocoliți zona respectivă fără nicio problemă, sunt tot felul de străduțe. Iar cei care folosiți mijloacele de transport în comun, tramvaile fiind blocate, acele trasee blocate vor fi suplinite prin autobuze. Deci să nu vă faceți problemă, vedeți autobuzul cu plăcuța 1. Să zicem, gata, v-ați uit în el, știți că vă duce pe același traseu. Nouă, tramvaiul nou care vine din Târgu Cucului până în Copou, iarăși vor fi suplinit cu autobuz. Bun, care ar fi deci cea mai spectaculoasă, cea mai spectaculoasă din toate punctele de vedere, zonă a raliului, unde toată lumea ar trebui, domne, acolo mă duc, acolo văd cel mai tare spectacol a raliului Cotnari. Da, repet, rămâne super speciala, cel mai tare spectacol, pentru că mașinile vin... În care zonă ar trebui să stați să zică, domne, aici ce se întâmplă? La super speciala, noi montăm trei ecrane. Trei ecrane din alea mari, cum am montat și anul trecut. Da. Două sunt la ieșirea din pasaj înspre statuie, două ecrane pe bretele acolo și cei care stau pe Independenței ei vor vedea ce se întâmplă la Râpa Galbenă. În Râpa Galbenă, la trecerea de pieton de la Clubul CFR, acolo montăm un ecran, iar toți cei care stau în râpă o să vadă ce se întâmplă pe Independenței. Da. Bun, eu consider, ăsta este punctul meu de vedere. Acolo, la Râpa Galbenă, este cel mai cred că da. Cel mai spectaculos, pentru că ai acel ron sângerator jos, care toată urcă lumea... sus la balcon, exact. Punem un butoi, iar coboară în ron. Toată lumea zice, domne, ăla pot să-l abordez cu a doua. Băieții o să-l abordeze în forță, pentru că mai mult ca... Deci undeva sus, la Râpa Galbenă, poți să te uiți să vezi cum circulă, este cel mai frumos. Aviz amatorilor, de fapt, știți, nu este prima dată când se organizează la Iași acest raliu, acolo este locul cel mai frumos. Iar dacă ar fi să meargă pe circuit, la săritoarea a doua, ați spus, nu? Pe probe, amândouă săritoarele sunt frumoase, să aleagă unde... Bun, dar săritoarea a doua este cea cu panouri. A doua e cu găinile, da. Da, cine ajunge până la Dumitru Prunaru are și un premiu, am înțeles, nu? Da, o să dăm... Cred că vestita oală cu sarmale. Oală cu sarmale, deci cu tot cu oală. Să cine reușește un salt de 30 de metri, să nu-și facă probleme că va slăbi, se va îngrășa înapoi cu acea oală de sarmale. Bun, acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Ce să vă doresc? Succes, cu toate că succesul și-l face omul. Să aveți parte de o vreme extraordinară și nu numai pentru organizatori și pentru... șoferi, pentru că ei sunt obișnuiți și cu, dar pentru telespectatori și pentru spectacolul în sine. Și să ne vedem sănătoși după ediția de anul acesta, să tragem o linie și să spunem, domnule, ce ar mai trebui făcut, ce nu s-a făcut destul de bine și cum putem să intrăm și noi într-un circuit european, să avem aici la Iași, să apară ăia mari sponsori, să zică, domnule, Iașul este mândria noastră. Eu cred că vom câștiga și anul acesta locul întâi la organizare. După 5 ani consecutivi, bănuiesc că vom avea și pânuții. Doar o secundă, dacă pot să spun. Am pus la dispoziția, se poate arăta, da? Da. Acest ghid al spectatorului va fi disponibil gratuit. O să împărțim la prezentarea echipajelor joi după ora 20 în fața primăriei. Deci cine vede la prezentarea va primi ghidul gratuit, exact unde o să vadă pe ore, pe tot. Deci cum ajunge, program, cum tocmai, tot. Aici este programul, trebuie să le spunem telespectatorilor, programul cu circuitele, cu probele, toate, cu ore, într-adevăr. Și locul unde, aici avem tot raliu, unde sunt locurile de spectatori organizate de noi, unde spectatorii pot să stea în siguranță. Încă o dată mulțumim pentru participarea la emisiune, mult succes, sunt convins că Iașul va deține în continuare locul întâi la organizare, pentru că așa este normal.
Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi. Nu înainte de a vă îndemna să veniți la un spectacol grandios. Într-adevăr, un spectacol grandios. Până data viitoare, cele bune. La revedere!